poate mai avea parbriz întreg la mașină. Abraham, de la canalizare ceva, probele. Cred. Se bage cineva aici să dea cu mântrea, o adică. Da, bă, piatră, bă! Cum începe ploaia acum? Două ore întregi. Cât a trecut de la ploaie? Ei, cât să fie? Două ore, trei? Încă băltește. Da. Din ce cauză? Pentru canalizări. Canalizările sunt înfundate. Canalizările sunt înfundate. Așa, aici de ani de zile așa se întâmplă. De fiecare dată ne confruntăm cu apa asta pe stradă. A fost acum vă apă foarte mult, cum vedeți, nu e nicio problemă. Mai bine la noi, la țară. Da, mai bine la țară. Este Dunăre, Marea Neagră. De ce se întâmplă? De ce rămâne apa aici? De ce băltește? Din cauza canalizării. Canalizarea este infundată. Da, și din cauza canalizării nu poate să preia canalizarea. Am făcut prea multe plângeri până acum. Da, a venit cineva măcar să vadă sau... Bine, pleacă! Asta e situația, nu e nicio problemă. Nu se poate merge nici pe trotuară. Ei, nu se poate, până mai încolo, așa. Aici e cel mai rău. E apa mare pe o porțiune destul de... Să fie mai bine de 200 metri. Stimați că e frumos la noi, aia ne-am stăturat până în gât. Ca la țară, nu? Mai rău ceva, mai ceva ca la țară. Oraș avem. Cine este poate în coară? Copil? Cine este poate în coară? Așa la țară. A făcut canalizare nouă. Așa de bine a bine până înăuntru. Bine. Uitați cum e. Am dat în continuu și e apa acolo așa până. Se întâmplă mereu așa aici? Mereu. Mereu că e locul ăsta jos. Degeaba a făcut canalizarea, că nu e. Când trec mașinile, se fac și valuri. Ba, ce problemă, bagă de ampul odată.
Sunt la băutura ta acolo. Se întâmplă mereu aici? Mereu se întâmplă, mereu așa. Mereu, nu numai acum. Mai tot apă în casă, ce fac eu? Ce fac apă? Cade casa pe mine. Vine și ne ia taxele ca realizare la toate paradele. Da, da, uite, tu unde mai e ca aici? Unde mai e tot orașul ăsta, nu aici? Tot orașul ăsta, nu aici? Nu-i ce gândirea ca aici? Ramon, ia! Ia! Ia-l pe bază!